Bună seara, dragii mei telespectatori! Iată-ne din nou la emisiunea Un Bun, 2 aprilie. 2 aprilie 1866, plebiscitul, adică referendumul, cum am spune astăzi, în care a fost consultată populația cu privire la aducerea petrolului țării a principelui străin Carol Hohenzollern de Sigmaringen, Carol I, cum îl știm noi astăzi. Știm că Alexandru Ioan Cuza a fost dat jos de monstruoasa coaliție, în locul lui s-a pus la cârma țării o locotenență domnească. Chiar în prima zi a ființării acestei locotenențe, încă de pe 11 februarie, Camera și Senatul se reunesc sub președinția mitropolitului Nifon și îl aleg ca domnitor al Principatelor Unite Române, adică a României, de fapt, că Cuza a fost domn al României în ultimii lui ani de domnie, pe alteța sa regală, și dau tot numele, să-l vedeți, Filip Eugeniu Ferdinand Maria Clement Balduin Leopold George, comite de Flandra și duce de Saxonia, sub numele de Filip I. Numai că acesta, când a auzit că trebuie să vină la granița cu Imperiul Otoman și cu Imperiul Rus, nici nu a vrut să audă să ajungă aici. Și după refuzul acestuia, de pe 19 martie, Ion Cebrătianu, repede, se deplasează la Düsseldorf pentru a încerca să obțină acceptul lui Carol Ludovic Hohenzollern de a deveni domn pe tronul României. Reușește să-l convingă pe acesta, și acesta era rudă cu Napoleon al III-lea, dar și cu împăratul, viitorul împărat al Germaniei, rege de Prusia, și pe 30 martie 1866 locotenența domnească dă o proclamație către popor prin care se recomandă alegerea în plebiscitul ce va urma a principiului Carol ca domn al României. În urma consultării voinței populare între 2 și 8 aprilie, rezultatul a fost următorul: 685.869 de voturi pentru, 12.837 de abțineri și doar 224 de voturi contra. În perioada repede 9-17 aprilie 1866 s-au desfășurat alegerile pentru adunarea electivă devenită constituantă și pe 28 aprilie, cu un mesaj din partea locotenenței, se începe: Națiunea va delega puterile sale și va fixa reprezentațiunea ei legală. Ea așteaptă, dar ca guvernul, cu nerăbdare, dar și cu cea mai neclintită credință, să dați aspirațiilor, voințelor, actelor ei, consacrațiunea dumneavoastră, ca să puneți astfel un capăt bănuielilor neliniștii și să curmați îndată toate durerile ce ne bântuie de ani lungi, toate pericolele de care necontenit am fost amenințați. Locotenența domnească o lasă și la 10 mai 1866, odată cu depunerea jurământului de către domnitorul Carol I, jurământ citit în limba română de Nicolae Haralambie, pentru că atunci Carol I nu știa o boabă românește, poate câteva cuvinte, dar atât, vorbea în schimb perfect franceză. Și mai târziu va învăța să vorbească și românește. Dar, iarăși, 2 aprilie, în familia, Mihai Eminescu publică în 1867, la un an după evenimentul de care am vorbit mai înainte, ce Mihai Eminescu publică: Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie? Această poezie, care și astăzi are reverberații din astea sufletești. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie? Țara mea de glorii, țara mea de dor.
brațele nervoase, armă de tărie la trecutul-ți mare, mare viitor. Fiarbă vinul în cupe, spumege bocalul, dacă fii mândri, astele nu tresc. Căci rămâne stânca, deși moare valul, dulce Românie, asta ți-o doresc. Nu aș vrea să recit toată poezia ca să nu ocupăm timpul emisiunii cu ea, dar oare câți dintre românii de astăzi, atât cei din funcții mari, cât și cei din cele mai mici funcții, trăiesc așa, simțind românește sau simțind că România este dulce. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie? În afară de stilul ăsta de bășcălie în care râdem când auzim sau când vedem pe cineva la Ai Umor sau emisiuni de umor că spune că România e frumoasă pentru că are gropițe. Umorul acesta doar către noi, prezentându-ne într-un fel prostesc, nu spun că nu este o oglindă a acestui neam de astăzi. Mă uit la genul filmului Las fierbinți, ne încercând să fac vreo reclamă, dar ca să știți la ce. Și văd că este foarte bine ilustrat tipul omului de târg, așa cam cum este al nostru, de un orașel mic, de tipul orașelului de provincie, de tipul satului, tipul românului cam este bine zugrăvit acolo. Pamfletar. Acest episod și aceste tipuri de episoade arată cam cum este astăzi societatea românească. Caragiale și Eminescu, dacă trăiau astăzi, nu puteau scrie mai bine. Caragiale în dramaturgia sa și Eminescu în publicistica lui, în ziaristica lui, în articolele sale de gazetărie, nu puteau să arate mai bine spiritul românesc. Dacă ne uităm la o scrisoare pierdută și la ceea ce se întâmplă astăzi pe scena românească, dar nu pot să spun doar politicii românești, ci pe scena românească a societății românești, o scrisoare pierdută e vie. Iar dacă ne uităm la articolele scrise de Eminescu în ziarele vremii, e mult mai dur. Parcă astăzi ar fi scriitor în ziarele vremii. Dacă doar le luăm și le plagiem efectiv, dacă am plagia un articol de ziar de-a lui Eminescu și să-l punem așa într-un ziar de astăzi, eventual înlocui numele, dacă este vreun nume a unui politician al vremii, să-l punem cu un politician al vremii noastre. Zău dacă nu este real. Dacă ne uităm cum se termină scrisoarea a treia, este real. Și atunci, au trecut sute de ani peste români. N-am învățat nimic?
Așa mă întreb, n-am învățat nimic? Aici, în cel ce doresc eu ție dulce Românie, Eminescu, în a doua strofă, spune: vis de răzbunare, negru ca mormântul, spada ta de sânge, dușman fumegând, și deasupra idrei, adică a hidrei, fluture ca vântul, visul tău de glorii, falnic triumfând. Asta e un eroism din ăla românesc. Și să știți că, la fel cum au fost, de exemplu, soldații români elogiați de colegii lor din trupele NATO, nu pot să spun că românul n-ar avea un curaj. Am trăit Revoluția și am văzut curajul românesc. Totuși, mai sunt românii dispuși să-și dea viața pentru țara lor? Mă întreb acum. În a treia strofă vorbește de pace. Dacă în a doua vorbi de sabie, de răzbunare, Eminescu vorbește de pace. Îngerul iubirii, îngerul de pace, pe altarul vestei tainic surzând, ca pe Marte în glorii să-i orbească îi face, când cu lampa îi zboară lumea luminând. El, pe sânul virgin, încă să coboare, guste fericirea raiului ceresc, tu îl strânge în brațe, tu îi fă altare, dulce Românie, asta ți-o doresc. Deci, nu atât ura și visul de răzbunare împotriva celor ce ne-au asuprit de secole, dar până la urma urmei ne-am asuprit și noi pe noi. Și ultima. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, tânără mireasă, mamă cu amor, fiii tăi trăiască numai în frăție, ca nopții stele, ca zilei zori, viața în vecie, glorii, bucurie, arme cu tărie, suflet românesc, vis de vitejie, fală și mândrie, dulce Românie, asta ți-o doresc. Fiii tăi trăiască numai în frăție, fiii tăi trăiască numai în frăție. Vedem, mai ales prin media de 30 de ani, o luptă româno-română. Românul cu românul se luptă pentru idei, pentru averi, pentru cuvinte. Se trimite în pușcărie unul pe altul. Nu se mai satură la furat. Am citit de ună zi un articol despre situația profesorului român, dar și despre situația generală. Și acela ce a scris articolul respectiv spunea așa: un profesor pregătește un sudor, de exemplu, să câștige dublu salariului lui. Oare cu ce suflet îl îmbărbătează pe acel om să îmbrățișeze o meserie care se face cu 10 clase plus 1 sau 2 ani de profesională? Oare cum se simte acel profesor când știe că pregătește, și asta mai ales sunt multe școli profesionale care pregătesc oameni, mai ales în Ardeal, de exemplu, pe lângă Jucu, pe acolo, câștigă chiar și 2000 de euro dacă elevul respectiv intră pe piața muncii în Germania, de exemplu. Să pregătești un sudor, nu vorbim de aici, în Moldova noastră, unde s-au învățat toți cu salariu minim pe economie, peste tot, și la stat și la privat. Vorbesc despre adevărata economie care absoarbe forță de muncă. Tu, ca profesor, ajuți, înveți un elev să îmbrățișeze o meserie,
Cu ce vervă îl ajuți? Cum îi dai tu model de viață? Ca el să spună, ce mă înveți tu, măi, țâcă? Tu cât ai? Câtă viață de școală ai făcut? Păi atâta. Și cât câștigi, că eu mă duc acolo cu 10 clase și o leacă de mână bună, să ce? Să 10-11 clase, eu nu știu, întreb bacalaureat, nu trebuie să știu să vorbesc frumos, nu trebuie să calculez prea multe, am o leac de mână de sudor, ți-am luat 2500 de euro. Tu cât muncești pentru 2500 de euro? Băi, fraiere, așa te privește elevul astăzi, mai ales dacă este și de acasă învățat așa să arunce cu bani în stânga și în dreapta. El, imediat cum am plinit 18 ani, tatu-i dă mașina pe mână și imediat carnetul, se uită în jos așa. Oare care-s valorile noastre de astăzi? Asta mă întreb. Care sunt valorile noastre de astăzi? Nu le mai vedem. Hai să luăm puțină pauză de publicitate și după pauză vom vorbi și despre un război Să vedeți cam cum se fac războaiele. Da, pauză, te rog. Care este cel mai frumos cadou pe care îl poți oferi copilului tău? O jucărie nouă? Sau poate un cățeluș? Cel mai frumos cadou este copilăria. Este tăvălitul prin noroi în după-amiezile ploioase cu ceilalți copii. Este vacanța în ograda bunicilor. Copilăria este, zi de zi, o nouă aventură. Însă nu e lipsită de pericole. Copiii se pot îmbolnăvi foarte ușor. Noi, cei care avem grijă de ei, trebuie să-i protejăm la fiecare pas. Mergi la medicul de familie pentru a-ți vaccina gratuit copilul. Vaccinurile sunt o cale sigură de a preveni boli mortale. Avem nevoie de repere ca de apă, ca să nu ne dicteze valurile direcția. Avem nevoie de repere ca de pământ, ca să avem de ce să prindem rădăcini puternice la noi acasă. Avem nevoie de educație ca de un reper, pentru că educația dă direcția unei vieți și a unei țări. Iar prima calitate a unui reper este aceea de a fi stabil, stabil ca un plan de țară. Educație raportată la echitate, calitate, respect, viitor. O Românie educată e construită de fiecare român în parte și de toți românii la un loc. Vreau să trăiesc în România educată. Susține platforma România Educată, un proiect prezidențial cât o întreagă țară. Bine am revenit în emisiune, dragii mei telespectatori. Spuneam înainte de pauză că vom vorbi și despre un război. Da, pe 2 aprilie începe războiul Malvinelor.
în 1982, a durat câteva săptămâni acest război, de pe 2 aprilie până pe 14 iunie, deci nu prea mult, nici măcar jumătate de an. Deci 2 luni jumătate a durat, de toată luna iunie, toată luna aprilie, mai și jumătate din iunie. Vreo 7, știu, 70 ceva de zile. Insulele Falkland, insulele Malvine, aparțineau Marii Britanii. Într-o schimbare de regim în Argentina vremurilor respective, anilor 80, când se schimba o juntă militară cu alta, Argentina era într-o criză profundă, economică, și atunci trebuia poporului să-i se dea o fantoșă, o ceva, o altfel de... o altceva. Să-i se dea o marotă după care să se uite, și bineînțeles s-a găsit foarte bine exploatarea simțământului ăsta național. Hai să ne luăm insulele înapoi de la britanici. Insulele acelea oricum au fost disputate de-a lungul istoriei, ba erau a Spaniei, ba a Marii Britanii, ba a Argentinei, după ce au pierdut Imperiul Colonial Spaniolii. Erau așa, întotdeauna este un motiv de conflict undeva pe glob. Dar exponentul politic de atunci, guvernul de atunci al Argentinei, s-a gândit că este mai bine să facă un război. Bineînțeles că au luat bătaie de la Marea Britanie. Marea Britanie și-a arătat că poate să țină, să facă față pe mări și să țină bine de insulele și de zonele strategice ale sale. Încă mai este o putere, nu o mare putere, cea mai mare putere, dar încă mai este o putere maritimă și putere militară. Dar ce m-a frapat? Marea Britanie face parte din NATO ca și Franța, este aliat. Franța era pe deschis când a început acest conflict, deschis într-un raport de deschidere cu Marea Britanie în colaborare militară, dar hai să vedem un lucru. În timp ce Franța sprijina pe față Marea Britanie în conflict, o echipă tehnică franceză a staționat în Argentina pe toată durata războiului pentru a acorda suport tehnic argentinienilor în utilizarea lansatoarelor de rachetă Exocet, care erau franțuzești. Deci francezii au vândut armament peste tot și, bineînțeles, chiar dacă ajutau Marea Britanie în război, erau aliați, o echipă franceză s-a dus că trebuia să-i învețe și pe argentinieni cum să tragă cu rachetele alea. Conform celor afirmate în cartea Operation Israel, specialiștii de la Israel, la Aerospace Industries, se găseau de asemenea în Argentina, continuând cooperarea cu argentinienii pe toată durata conflictului. În cartea sa se afirmă de asemenea că Israelul a vândut arme argentine și rezervoare suplimentare pentru avioane în cadrul unei operațiuni secrete în Peru. Peru a trimis de asemenea avioane Mirage, piloți și rachete în Argentina pe toată durata conflictului. Peru transferase anterior 10 avioane de transport Hercules în Argentina, imediat ce forța expediționară britanică s-a pus în mișcare în aprilie 82. Nick Van Der Mij notează că după înfrângerea trupelor argentiniene de la Ghost Green, Venezuela și Guatemala s-au oferit să trimită parașutiști în Falkland. Din Libia, condusă pe atunci de Muammar Gaddafi, Argentina a primit 20 de lansatoare și 60 de rachete SA-7 împreună cu mitraliere, mortiere și mine. O parte din aceste operații clandestine au fost aranjate de Uniunea Sovietică. Un aspect interesant cu privire la acest conflict este faptul că, deși membră NATO și atacată în mod direct de Argentina,
Marea Britanie nu a putut solicita intervenția aliaților săi pentru apărare colectivă potrivit articolului 5 din tratatul de la Washington. Această situație se datora faptului că, potrivit articolului 6 al tratatului, zona de aplicare a acestora este la nord de tropicul Racului, 23,5 latitudine nordică, în vreme ce insule Falkland, aflate la sud de tropicul Capricornului, sunt cu mult în afara acestor zone. Da, uite, ai prietenul lângă tine și el mai oferă consultanță și celorlalți. Să știți că, asta, prin asta vreau să arăt, globalizarea încă de acum 50 de ani a început și poate mai bine. Afacerile, mai ales cu armament, se desfășoară pe toată lumea, în toată lumea și pe toate arealele. Nu degeaba vorbeam la un moment dat într-o emisiune trecută că Rusia lui Putin a comandat și a cumpărat două nave produse de francezi, două nave Mistral, care sunt aproape invizibile pe radar. Deci nu e vorba de avioane invizibile pe radar, ci chiar de nave maritime invizibile pe radar. Și voiau să le aducă în Crimea. Numai că s-au opus Statele Unite, Marea Britanie și mulți parteneri NATO și au spus, dar ce facem? Păi, și atunci acele nave mi se pare că sunt splătite de ruși, dar nu sunt date pentru Crimea, nu au reușit să ajungă acolo pentru că ceilalți colegi NATO nu au dorit asta, dar uitați-vă cam cum lucrează industria de armament. Nu contează cine mi-a cerut. Mi-a dat bani, mi-a plătit, eu am plătit, e un capitalism peste tot, banul contează. Ce dacă facem parte din NATO și la un moment dat armamentul meu, NATO, poate fi folosit împotriva unui aliat NATO pe care trebuie să-l protejăm împreună. Că de asta am făcut alianța asta. Ba, nu contează. Francezii au fost duplicitari de foarte mult timp. Rachetele franțuzești Exocet, cu toate că sunt armament NATO, ea că au fost date și vândute și Argentinei. Și nu numai că au fost vândute. Bun, am vândut, pentru că am făcut afaceri. Nu. În timpul conflictului între Marea Britanie și Argentina, experți francezi sau experți israelieni, dar experți francezi, colegi NATO cu cei britanici, erau în Argentina de partea dușmanului și învățau pe argentinieni să utilizeze acele rachete împotriva colegului lor, Marea Britanie. Asta e. Acolo, în lumea unde banul contează și banul dirigează, cu asta le putem trezi. Să avem multă înțelepciune. NATO e o umbrelă. Dar în NATO trebuie să ne arătăm și noi disponibilitatea și capabilitatea noastră. În primul rând să ne apărăm noi, nu să ne apere alții. Până când, Doamne ferește, se întâmplă ceva, trebuie măcar noi să ripostăm bine la primele lovituri. Dar asta se face cu înțelepciune. Toate planurile astea se fac cu înțelepciune. Fără înțelepciune și doar cu prostie, nu putem face nimic. Nu te poate apăra nimeni de prostia ta. Să ne rugăm la Dumnezeu să ne dea multă înțelepciune, că avem nevoie în fiecare zi, de la cel de sus până la cel de jos, de toți oamenii și toți oamenii din acest stat, din această țară, au nevoie de înțelepciune. Să ne rugăm la Dumnezeu să ne dea. Pentru că fără înțelepciune nu facem nimic. O seară frumoasă vă doresc, la revedere!